Salutare tuturor și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Sorin Stanciu și chiar acum ne îndreptăm spre cel mai luxos apartament din Suceava. Un proiect pe care l-am terminat fix acum un an de zile. Am vorbit cu Denis, proprietarul apartamentului, care ne este și prieten, și l-am rugat să ne primească la el în vizită pentru a vă putea prezenta toate etapele și tot procesul pe care l-am parcurs pentru a realiza acest proiect unic. Așa că, let's go! Foarte aglomerat, undeva la 3 ore am făcut până aici, în sfârșit am ajuns la Suceava. Acum aflu zona holului, zona de intrare, unde, după cum puteți observa, am folosit un var ultramat, un var decorativ, și l-am pus în valoare cu aceste aplici, iar pe jos, la fel, am asortat cu niște profile aurii care separă plăcile de ceramică. Noi acest apartament l-am preluat la roșu, și o să vedeți cum am desenat, cum am proiectat și cum am implementat toate materialele folosite. Haideți cu mine să ne uităm în zona de living. În zona livingului am vrut să facem ceva cu totul deosebit și unicat. Așa că, în zona TV-ului, am ales să placăm toată partea asta, să-l placăm cu 3 plăci de mari dimensiuni, 280x120. Aceste plăci negre, care imită marmura, ele au și niște firicele aurii în textura lor și fac ca tot aspectul să fie wow. De asemenea, am integrat un șemineu cu o lungime de 2,40 m. Cred că este cel mai mare șemineu pe care l-am putut găsi în comerț sau pe piață. Și deasupra lui un televizor de mari dimensiuni cu o diagonală de 1,80 m. Este o zonă perfectă să te poți uita la film împreună cu prietenii sau cu familia sau cu oricine dorești tu. În spatele canapelei am folosit tot niște plăci de mari dimensiuni, 2,80x1,20 m. Regăsim aceeași placă neagră ca în zona TV-ului, doar că ea nu are acele texturi aurii, acele firicele aurii. Pentru că, din punctul meu de vedere, era prea mult. Așa că am contrastat cu niște plăci de ceramică albe, ca la Cata. Am decis să folosim acest detaliu de pe aceste plăci ceramice și să le integrăm și pe tavan. De asemenea, am folosit și lumina ambientală, care poate fi customizată și schimbată în funcție de preferințele pe care și le dorește proprietarul. Exact din acest tavan placat cu oglindă hexagonală, am decis să coborâm cu niște corpuri de iluminat. Sistemele de prindere sunt exact pe oglindă. A fost o muncă colosală atât pentru noi, pe partea de scenare și proiectare, cât și pe partea de implementare pentru echipa care a făcut totul posibil aici. A fost foarte greu să facem aceste sisteme de prindere să coboare direct din oglindă și totul este măsurat la laser și proiectat astfel încât să nu fie nici cea mai mică greșeală. Totul a fost proiectat la milimetru. În spatele meu o să vedeți un divider. Acest divider l-am folosit pentru a separa atât zona de living de zona de gaming pe care Denis și-a dorit-o. Nu este un divider din comerț, el este proiectat de noi, este un divider metalic, vopsit electrostatic. În jurul lui am creat o scafă iluminată pentru a-l pune în valoare și mai mult. Cam atât din zona livingului, haideți să vă prezint și bucătăria. Pentru a crea un design unic, am decis să facem în bucătărie all black. Așa că toate fronturile sunt negru ultramat, anti-amprentă, dar în același timp am ales să folosim niște accesorii aurii, dar să facem și fețele frezate, pentru a-i da un aer clasic. Începând de aici, din zona stânga mea, am creat o zonă vitrată, iluminată cu bandă LED. Apoi, în acest corp găsim cuptorul plus cuptor cu microunde, electrocasnicele sunt tot negre, pentru a fi
integrată perfect în acest design. Zona plitei am decis să placăm și contrablatul, tot cu niște plăci de mari dimensiuni, din quartz, din același material pe care l-am folosit și la blat, peste care am montat această hotaurie care contrastează foarte frumos cu tot designul. În zona din dreapta am implementat o chiuvetă de tip american. Este o chiuvetă care este montată cumva la nivelul blatului, dar are această zonă din față aparentă. Ea nu este ascunsă total în mobilier. De asemenea, în bucătărie am integrat și o insulă chiar în centrul spațiului. După cum puteți observa, în această insulă am integrat și un frigider de vinuri, exact pe lateralul ei, și am placat-o cu același blat de cuarț de 2 cm, atât în partea de sus, ca și blat, cât și pe laterală. Deasupra insulei am decis să punem în evidență această zonă prin niște corpuri iluminat care coboară dintr-o scafă, în care am integrat și o bandă LED pentru un aspect cât mai plăcut și pentru a da valoare întregului spațiu. Elementele aurii se regăsesc peste tot, atât la corpul de iluminat, cât și la bateria de la lavoar. Hota pe care am integrat-o și este o pată de culoare în toată acea zonă, mânerele de la mobilier care contrastează cu acest negru ultramat, dar și rizele și întrerupătoarele care au o ramă tot aurie. În zona din spatele meu se află zona de dining pe care o să vă prezint imediat. Aceasta este zona de dining sau loc de la masă, zona pe care noi am folosit-o în locul terasei, care era inițial. O să mă întrebați ce sunt cu aceste sticle de prosecco aici. Proprietarul o să aibă o petrecere de seară și a făcut comanda pentru toată băutura și așteaptă invitații puțin mai târziu. Pe acești pereți am folosit niște plăci de travertin natural, de mari dimensiuni, și l-am pus în valoare cu aceste benzi verzi. Travertinul am decis să nu fie lăcuit, ci să-l păstrăm în forma lui cât mai naturală. După cum puteți vedea, aceste striații care sunt nechipuite, mi se pare că dau un aspect foarte, foarte luxury și arată foarte bine în această zonă. Am decis în designul nostru să complementăm pe lângă acest travertin și acest parchet de pe jos cu scaunele în două culori. Scaunele albe sunt din piele, iar scaunele verzi sunt dintr-o catifea foarte, foarte fină. Acum ne aflăm în zona dormitorului. Aici am folosit foarte multe texturi diferite. Începând de la peretele care este tapizat cu catifea. Acesta este un pat custom-made, proiectat pe dimensiunile încăperii. Este un pat cu o tăblie foarte lată, undeva la 40 de cm, dar și lateralele patului sunt foarte late. Am dorit ca acest obiect să fie foarte impunător în acest spațiu și să te simți foarte bine în largul tău și să ai un confort cât mai sporit în această cameră. Luminile de asemenea sunt gândite pe mai multe zone, atât în zona draperiei avem o scafă, cât și în zona patului care este proiectată exact de pe dimensiunile saltele, de 2x2. Am integrat și un televizor cu o diagonală de 2 metri. Aici te poți simți chiar mai bine decât la cinema. Ai un confort sporit cu această saltea de mari dimensiuni, e o saltea king size. Atât TV-ul cât și oglinda și iluminatul îți oferă o experiență de 5 stele. Pe partea sala am montat o mochetă cu un fir de păr foarte scurt pentru a nu reține praful. Este și antialergenică și conferă cumva un plus de confort. Atunci când te dai jos din pat, calci direct pe cald și niciodată nu o să simți rece pe pardoseală. Haideți să mergem să vă prezint și baia matrimonială. Inițial, acest apartament era prevăzut cu două băi. Erau două băi foarte mici și niciuna dintre ele nu era utilă. Așa că am luat decizia împreună cu Denis să spargem băile și să creăm o singură încăpere. Atât deasupra căzii, cât și în duș, am integrat niște nișe iluminate și am contrastat cu această ceramică de culoare neagră. Restul băii este placată cu ceramică care imită marmura, o ceramică de foarte bună calitate. Este la fel de mari dimensiuni,
Cred că plăcile au fost 75x150 sau ceva de genul. În 12 pe 4 seară am făcut un mozaic pe comandă. El este făcut din aceeași placă pe care am folosit-o și în nișe, pentru a nu introduce prea multe texturi, prea multe nuanțe de marmură. El ne ajută să dăm pantă către regolă și apa să se scurgă perfect. Dușul a fost închis cu o sticlă care a fost făcută custom made. Pe partea dreaptă am poziționat WC-ul și bidetul. Deasupra lui am gândit un mozaic din bucăți foarte mici de oglindă. Le-am dat băieților bătăie de cap cu montarea lui, dar într-un final rezultatul este wow. Și aici lumina are un rol foarte important pentru a pune în evidență aceste plăci de ceramică și a-ți da un feeling cât mai plăcut atunci când vrei să te relaxezi. Radiatorul este făcut în Italia, pe comandă, l-am așteptat în jur de 2-3 luni. Designul a fost gândit exact pentru această baie și împlinește toate condițiile pe care ni le-am dorit. Să facă căldura necesară, dar în același timp să și poți usca pe el un prosop și să arate foarte, foarte bine. Am decis să mergem și pe un lavabo freestanding, căruia am ales un ventil tot cu aspect aurim. Cam atât de aici din baie, acum să mergem și spre zona de dressing să vă prezint mai bine. Aici inițial era cel de-al doilea dormitor, dar proprietarul a considerat că este ajuns un dormitor și a vrut mai mult spațiu de depozitare, așa că o întreagă cameră de 14 metri pătrați, am transformat-o în dressing, în birou, în zona de machiaj și într-o zonă unde avem mașina de spălat rufe și uscătorul. Pentru dressing am decis să folosim cât mai mult spațiu de depozitare, dar în același timp să arate cât mai elegant. Așa că am decis să facem un dressing cu uși de sticlă și să integrăm benz LED la interior. El este customizat în funcție de nevoile proprietarului. De asemenea, la interiorul dressingului am ales să folosim niște accesorii mai deosebite, așa că am integrat un sistem cu bară culisantă în jos, în cazul în care nu ajunge așa de sus, să fie mai utilă și ea să fie lăsată în jos și să ai acces la hainele tale. Ai pus haina pe umeraj, i-ai dat drumul în sus și este cu soft close, se închide foarte, foarte ușor. De obicei, integrăm și sertare la interior. Sertarele sunt și ele cu soft close și ne place să le integrăm la interior pentru că arată foarte bine și nu ne strică din designul clean al dressing-ului. Așa că putem respecta aceste module pe care le-am gândit uși de dimensiuni egale, ceea ce face ca aspectul să fie cât mai curat și cât mai unitar. Pe mijlocul acestei încăperi am făcut la comandă un taburet de dimensiune foarte mare, 1 metru pe 1 metru. Tot aici în încăpere, vis-a-vis de dressing, am integrat mașina de spălat și uscătorul, dar am făcut-o într-un mod foarte elegant. Am creat un corp de mobilier format din 4 module de uși înalte până în tavan, placat complet cu oglindă fumurie. Iluminatul din dressing îți pune în valoare garderoba, la fel și spoturile care sunt așezate exact unde trebuie pentru a pune în valoare orice corp ai aduce aici, cât și pentru a te vedea mai bine în oglindă. Sper că nu am omis niciun detaliu din acest proiect. Dacă v-a plăcut, puteți da share, like, subscribe și puteți lăsa părerea voastră în comentarii. Până atunci, vă las cu bine și ne vedem la următorul proiect pentru a vă prezenta tot parcursul și toate detaliile pe care le parcurgem noi împreună cu clienții noștri. Pe data viitoare! La revedere!